da, câtă muncă făcută în zadar și nici nu țin minte toate bârfele care le-am ascultat pe în sat. Asta e o problemă foarte serioasă. Și cum să o rezolv? Să mă duc la oameni să sfințesc câte jumate de casă și pe urmă să vin să o sfințesc pe a doua jumătate? Nu, eu cred că mai bine ar fi să-mi găsesc un ajutor! Bingo! Așa, să intrăm pe Facebook. Căutarea unei ajutoare cu o memorie bună. Înfățișarea nu contează, dar de dorit 1,80 m, blondă, cu ochii albaștri, model în devenire, voce plăcută, aștept oferte la numărul 060 3 de 0 2 de 2. Mai sună nimeni. Cred că să mă duc eu singur și sfințesc casele. Ce-i să-i faci? Alo? Primiți să fiu în telefonul dumneavoastră, părinte. Vreau să vă fiu ajutor, având o memorie excelentă. Draga mea, asta este foarte bine. Să ai o memorie bună în ziua de azi nu este rău. Atunci pot să vin să fiu ajutorul dumneavoastră? Da, dar stai o clipă că am foarte mulți doritori. Hai că eu revin cu un apel. Bine, părinte. Primiți să fii în casa mea, m-a sunat și inima. O sun chiar acum. Alo? Da, da. Părinte! Ce urțenie de fată mi-a trimis Facebook-ul? Cum să îmblu cu ea prin sat? Du-te, mamă! Hai, ridică-te, Stivet! Cum arăți? Am de ales? Să n-a avut așa multe comenzi, o trimitem de unde a venit, da așa? Ești după mine! Hai, că avem de lucru! Ești brag, mă repede că avem de lucru. Hai! Nici n-ai zice că e urâtă. Și părinte? Nimic, nimic. Arăți foarte bine. Păi, 1,80 m, ochi albaștri, așa cum ați scris în anunț?
Acum să trecem la treabă. Vă ascult, părinte. Bravo, bravo! Iată acest carnețel, să nu-l uiți niciodată. Să scrii tot ce vezi mai bunișor la oameni. Adică toate bârfele? Să nu te audă nimeni. Așa, acum tot ce ține de cântat. Ia loc aici. Acum repeți ultimul cuvânt din ceea ce spun eu, dar să sune mai melodios. Mai melodios. Bine, bine. Dar acum cuvântul cheie. Mă asculți? Ești atentă? Să înceapă. Primit să fiu în casa asta. Deci, părinte, primit să fiu în casa asta. Oh, yes. Stai puțin, stai puțin. Nu chiar așa. Că lumea nu prea să prețuiască ce e acum faci tu. Nu trebuie să te miști așa. Acum, dă să-ți zic ceva. Ești gata, fata mea. Părinte, mulțumesc! Părinte, 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 mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Că am așteptat asta, mulțumesc, părinte! Să fii binecuvântat. Da, da. Părintele trebuie să fie primul. Ești gata, da? Să mergem. Să mergem. Să ne încălțăm și de viață să ne bucurăm, da? Hai mai repede! Hai că lumea n-așteaptă! Acum, principalul, să vedem. Ții minte ce am spus eu? Ce-am spus eu? Hai că ții minte, numai că o lecție cu intonație mai altfel, ții mai melodie. Ce-am spus eu? Ce-am spus eu, eu, hai că eu. E bine, dar cam mult răb. Hai că văd un izvor, hai până la izvoraș. Dar acum ca să vie ziua mai ușoară, trebuie să-mi sperg picioarele, fecioară. Fecioară! Da, bravo, așa, hai că îngheți bine. Aoleu, ce-i de bine! Dar cu așa temperatură, poate din blat pe țatul? Pe țatul! Corect, să mergem! Să mergem! Hai, draga mea!